Vă spun bine v-am găsit la o nouă emisiune din ciclul de emisiuni Ora Locală. Invitata emisiunii noastre de astăzi este primarul orașului Drochea, Nina Cereteu. Vă zic bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Doamna primar, orașul Drochea devine tot mai frumos, mai spectos, mai atrăgător pe zi ce trece. Cum reușiți în această situație economică nu chiar atât de bună, aș spune eu? Este destul de complicat, de fapt e complicat pentru toți, nu putem spune că doar pentru autoritățile publice locale, pentru toți, începând de la oamenii simpli, agenții economici, la fel în aceeași situație este și autoritățile publice locale, pentru că dacă inițial în decembrie când s-a aprobat bugetul am avut un anumit plan de acțiuni și un anumit buget stabilit pentru repartiza pe fiecare acțiune în parte, evident că odată cu începerea scumpirii, majorării prețurilor în toate domeniile, s-a dus și planul nostru de acțiuni în totalitate peste cap și dacă inițial la aprobarea bugetului am avut planificate mult mai multe lucrări să facem, astăzi, spre regret, am ajuns să putem cu același buget să facem doar o mică parte din planul de acțiuni pe care l-am aprobat noi împreună cu consilierii în decembrie. Dar totuși nu pot să zic că nu sunt mulțumită sau nu suntem mulțumiți de ceea ce se primește, pentru că chiar dacă vreau să vă dau un exemplu, deci în decembrie pentru lucrările de reparație a străzii Independenței, de exemplu, conform devizului de cheltuieli erau planificate 10 milioane, deci în aprilie, când am primit proiectul tehnic de la proiectant împreună cu expertiză și deviz, s-au primit 23 de milioane, deci în rezultatul licitației a câștigat agentul economic cu 19 milioane. Vă dați seama, de la 10 milioane la 23 de milioane, deci s-au dublat prețurile pentru reparație la aceeași porțiune de drum. Dar totuși sunt lucrări foarte importante pentru... Da, chiar vreau să vă întreb, să vorbim mai mult la acest capitol ce ține de reparația drumurilor și care străzi au mai fost reparate în afară de strada Independenței. Deci strada Independenței încă sunt în plină desfășurare lucrările conform contractului de întrepriză, ele urmează a fi efectuate într-o perioadă de 6 luni. Agentul economic spune că se vor descurca în 5 luni, dar vom vedea, deci pe parcurs, deși parcă se vede că se lucrează foarte bine și operativ, vom vedea totuși pe parcurs. Principalul pentru noi este și ca să se îndeplinească în termen, dar și să fie calitative lucrările. Deci noi, evident că nu o să punem accent pe timp și pe rapiditate, dar o să punem accent pe calitate, pentru că nu ne putem permite asemenea lucrări în fiecare an. Și o să insistăm ca să fie calitate. Dacă aceste lucrări se desfășoară și mult mai repede, asta este încă un plus pentru noi, pentru ca să revenim la comoditatea pasagerilor, a pietonilor, a locuitorilor și a oaspeților orașului. În paralel cu strada Independenței, au mai avut și mai au încă loc lucrări de plombare a străzilor adiacente, sunt lucrări de întreținere a drumurilor pe care primăria le îndeplinește în fiecare an, sunt lucrări planificate fără de care noi nu ne putem descurca, deși sunt unele critici că nu ar trebui cheltuiți bani pentru plombare, dar noi totuși nu ne putem descurca fără aceste lucrări. Drumurile trebuiesc întreținute, acea gaură de anul ăsta care nu va fi plombată la anul va fi mult mai mare și va necesita un volum mult mai mare de bani. Deci primăria oricum merge pe ideea ca să în fiecare an să întrețină drumurile adiacente străzilor principale, cât de puțin, dar să le mențină măcar în starea în care sunt. Au mai avut loc lucrări de întreținerea drumurilor în varianta albă. La fel au fost străzi care, spre regret, dar asta este situația în toată țara, nu doar în orașul Drochea. Noi avem străzi care nici măcar varianta albă nu aveau. Este vorba despre periferiile orașului și încercăm în fiecare an, măcar câte un pic, luăm câteva străzi la rând pe care le amenajăm cu varianta albă, ca pe viitor, după ce vor fi conectate la toate comunicațiile, mă refer la apă, canalizare, să fie și asfaltate. Am mai avut, s-au finalizat lucrările de pavare a
două curți și acum demarează lucrările pentru amenajarea 2000 de metri pătrați de trotuare în sectorul fabricii de zahăr. Sunt lucrări dintr-un proiect care acum urmează să demareze, urmează să stabilim cu agentul economic, vor începe până la sărbătorile Hramul, Ziua Independenței, sau vom începe după sărbători, începând cu 1 septembrie, lucrările în această zonă. Dar amenajarea curților sunt efectuate din bugetul local? Da, din bugetul local. Amenajarea curților sunt lucrări planificate, deci după cum primăria deja a deprins locuitorii, de fapt, pentru că este o tradiție care continuă în fiecare an, ca să fie amenajate 2-3 curți în dependență de bugetul pe care îl avem planificat. Și în acest an au fost amenajate 2 curți, dar mari, a blocurilor multietajate din bugetul local, cu contribuția locuitorilor. Tradițional, cum a fost peste tot, primăria pavează curțile, intrările în curți, locuitorii contribuie la amenajarea nemijlocită a intrării în scară. Asta a fost peste tot, sau dacă mai doresc careva locuri de parcare, sau deja locuitorii stabilesc cum își amenajează ograda. Primăria pavează intrarea în curte. Ați spus despre apă, canalizare, și aș vrea să vă întreb, se preconiza un proiect, străzile care sunt la periferiile orașului și nu au canalizare centrală până la moment. Ce ne puteți spune la acest capitol? Se va implementa acest proiect sau nici nu a fost încă aplicat la el? Proiectul ce ține de extinderea rețelelor de canalizare, așa se numește, în sectorul numărul 10, în partea de sud-est al orașului, este vorba despre străzile de la deal de strada Eternitate, cartierul nou al orașului. A fost aplicat în cadrul concursului de proiecte naționale Satului European și am obținut finanțare, a fost selectat, mulțumesc, a fost selectat ca câștigător. Urmează ca să ne-au mai fost puse careva condiții care să le îndeplinim până pe data de 10 septembrie, dar vineri am primit contractul de finanțare, proiectul de contract de finanțare pentru a fi completat, adică toate datele primăriei, și urmează să fie semnat. Nu știu dacă vor fi nemijlocit în acest an inițiate lucrările, posibil că da, urmează ca să anunțăm licitația și dacă proiectul cu apă ne-a arătat foarte bine că s-au putut desfășura lucrări chiar și în plină iarnă, adică noiembrie, decembrie, noi am avut lucrări în dependență de care va fi operatorul economic care va câștiga licitația. Dar este un proiect destul de important pentru orașul Drochia, este un proiect. Proiectul tehnic a fost întocmit în 2014, deci ca să vă dați seama de câte ori și a fost aplicat și la fondul ecologic și peste tot unde era posibilitatea de a obține finanțare și până acum nu ne-a mers. Acum, în acest an, spre fericirea și acestor locuitori în această zonă, pentru că ei probabil și-au pierdut speranța că o să mai... și chiar încercau deja de sine stătător să vadă cam care va fi costurile, dar și acolo costurile s-au mărit, s-au dublat, triplat, poate, că dacă inițial erau 2-3 milioane, acum s-a ridicat aproape la 6 milioane. Se cere și contribuția locuitorilor? Contribuția noastră în acest proiect este de 46.000, dacă eu nu mă greșesc, dar iarăși, adică vor fi făcute lucrările principale, dar consumatorii se vor conecta de sine stătător, deci nu va fi traseul până în casă chiar. Urmează ca fiecare și respectiv aceasta își va fi contribuția lor ca să se conecteze deja individual la rețelele de canalizare. Da, felicitări încă o dată, este un proiect și un proiect foarte bun și deci o bucurie pentru cei locuitori care locuiesc în această regiune a orașului. Acum aș vrea să vă întreb, au rămas zile numărate până la 1 septembrie, copiii vor merge la școală, totodată și la grădinițe. Care este situația în instituțiile preșcolare din oraș la momentul actual? Cum au fost afectate sau cum vor fi afectate de majorarea prețurilor și nu numai la gaz, energie electrică, dar și la produsele alimentare?
Cum veți face, veți reuși să faceți față acestor provocări? Situația este critică, eu nu pot să zic, pentru că fiecare dintre noi este conștient și vede, de fapt, cum cresc prețurile și nu depinde absolut nimic de noi, că noi nu putem să reglementăm cumva tarifele pe piață sau prețurile pe piață. La fel este și în cazul și cu produsele alimentare și cu resursele toate, dacă să ne referim și energetice și... Că la toate cresc și tarifele și prețurile. Chiar recent, după ce au revenit din vacanță grădinițele, înainte de a reveni din vacanță, de fapt, noi am organizat procedura de achiziție a produselor alimentare și mare ne-a fost surprinderea că s-a majorat, deci noi am inițiat licitații pe o sumă și rezultatul licitației a fost cu 1 milion peste, mult mai mare, adică agenții economici au stabilit singuri tarife, prețurile la produsele alimentare. Nu era cum de obicei puteam noi să stabilim, chiar noi suntem gata să achităm pentru acest produs. Oricum, noi monitorizam piața și puneam prețul de mijloc ca să putem să avem capacitate financiară să achiziționăm aceste produse. De această dată, operatorii economici s-au asigurat, pentru că prețurile sunt în continuă creștere, și chiar vorbeam și cu importatorii de produse alimentare că ele urmează încă să crească și nu se cunoaște cu cât vor crește, pentru că până ajunge anumite produse alimentare, până ajung în țară sau până ajung pe rafturile din magazine, se schimbă de 3-4 ori prețurile la acest produs. Dar noi oricum am contractat, am identificat resurse financiare, deci noi sperăm că vom fi susținuți de către guvern, pentru că învățământul este o competență exclusivă a statului, delegată autorităților publice locale. Până la moment nu am avut probleme la capitolul dat, a fost corelat bugetul și a fost asigurat cu necesarul pentru a întreține instituțiile de educație timpurie. Vom vedea ce va fi în iarnă, pentru că avem consum. Dar nu ați avut deja careva discuții? Nu am avut discuții. Am fost personal undeva 2 săptămâni în urmă la o întrevedere cu doamna președinte Maia Sandu, câțiva primari, unde s-a discutat și problema în cauză și la care dumneai ne-a informat că dacă vom fi puși în situația în care vom fi deconectați de la gazele naturale, atunci evident că vor trece toți la lucru la distanță, că va fi și învățământul online și absolut toți vor lucra de acasă. Dar atâta timp cât încă nu avem o stabilitate sau cel puțin o claritate. În situația dată, noi mergem așa în continuare, activăm în regim normal, pentru că grădinițele activează în regim normal, din câte cunosc și școlile vor activa în regim normal, atâta timp cât mai avem soare și este cald și bine, vom activa în regim normal. Pe urmă, urmează să decidă conducerea țării, pentru că, de fapt, ei sunt cei care iau toate deciziile, iar noi doar le punem în practică. Nu depinde de noi absolut niciuna din deciziile în cauză. Da, corect. În această săptămână este mare forfotă în orașul Drochia. Orășenii, dar și autoritățile se pregătesc de o sărbătoare foarte frumoasă, ziua orașului. Și aș vrea să vă întreb ce activități se vor petrece în această zi și dacă ați pregătit și în acest an o surpriză pentru orășeni, ca de fiecare dată, așa cum o faceți. Da, într-adevăr avem o săptămână plină de evenimente, pentru că nu este doar ziua orașului, este vorba și despre ziua independenței și ziua diasporei. Avem multe activități, evenimente pe care le voi enumera acuși, dar mai întâi de toate chiar vreau să mă adresez către toți locuitorii orașului Drochia ca să ne dea o mână de ajutor, să spunem așa, să depunem un efort comun, să facem curat în orașul nostru împreună. Să nu facem curat doar la noi acasă și scoatem după gard sau după poartă, că o să vină primăria și o să strângă. Din enumărate ori am făcut acest apel. Noi nu avem resurse umane suficiente ca să mergem pe la fiecare pe la poartă și să strângem deșeurile care sunt evacuate din ogradă. Și chiar vreau să vă rog frumos, pentru că cum ne place să ne fie curat acasă, exact așa vrem să fie curat și în oraș.
Doar că cu 12 oameni noi nu vom reuși să mergem la fiecare la poartă, să facem curat, să cosim iarba care este pe alocuri chiar mai înaltă decât gardurile. Și nu este vorba despre case nelocuibile, dar este vorba despre case unde se locuiește. Eu nu cred că la este sol, la sol. La fel este și la blocurile multietajate. Eu nu cred că este un efort atât de mare pentru oameni ca să depună, să facă același, cum era înainte, acțiuni de salubrizare, într-o sâmbătă să pună mână de la mână și să facă curat. Pentru că asta e casa noastră. Cum e casa noastră, apartamentul, casa unde locuim, la fel este și orașul nostru. De ce să nu punem toți maxim efort și să ne amenajăm, să ne fie drag să locuim? Pentru că noi vedem că secția salubrizare depune maxim efort, se străduie ca să fie curat, să ne creeze condiții, să ne fie plăcut să ieșim la plimbare, să ne petrecem timpul liber. Din păcate, nu se păstrează. De asta am vorbit de foarte multe ori și asta o vorbesc și cei de la secția salubrizare, că pe ei cel mai mult îi doare că munca lor nu se păstrează. Nu, nu este apreciat. Și am vorbit de multe ori că de apreciere financiară, de asta nici nu mai discutăm, dar oricum oamenii muncesc pentru că le place să facă, să fie curat în orașul nostru și sunt mulți care și prețuiesc, spun, uitați-vă cât e de bine, că e frumos, că e curat, dar trebuie să păstrăm. Nu e curat acolo unde se face, dar acolo unde se păstrează. Și asta nu este atât de greu dacă fiecare dintre noi va depune cât de puțin efort și va păstra această curățenie. Mai ales acum că suntem în ajunul sărbătorilor și fiecare face, se străduie să facă curat la el acasă. Haideți să facem fix așa și în oraș, să păstrăm. Am făcut curat în ogradă. Am depozitat gunoiul, nu în drum, dar l-am transportat, dacă nu sunt tomberoane, l-am transportat la gunoiul ăștia orășănească. Pentru că așa e până la urmă, așa trebuie să fac toți, să aibă grijă să transporte gunoiul la gunoiul ăștia orășănească. Nu în drum, nu după poartă și nu lângă platformele de tomberoane, pentru că platformele cu tomberoane sunt pentru blocurile multietajate, pentru cei care au contracte și evacuează gunoiul, cei care achită pentru a fi evacuat. Deci noi avem și un agent constatator care urmează să meargă pe străzi să verifice, de fapt, dacă au contracte de evacuare a deșeurilor și unde duc deșeurile oamenii, pentru că avem o decizie a Consiliului care obligă absolut toți locuitorii orașului să aibă contract cu, nu contează, sau cu operatorul economic privat sau cu gospodăria comunală, dar să existe, pentru că nu există că eu nu fac gunoi. Noi am avut replici de genul dat că eu nu fac gunoi. Nu există așa ceva, sunt documente oficiale care demonstrează fiecare gospodărie câte deșeuri produce. Absolut toți locuitorii trebuie să aibă contracte de evacuare a deșeurilor și deșeurile să fie evacuate acolo unde trebuie să fie evacuate. Dacă mă întorc la evenimentele din această săptămână, deci începem cu 25-26 pe strada pietonală, tradițional va avea loc Expo Târgul dedicat zilei orașului Drochia de ziua ta, organizat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Soroca, unde în cadrul acestui târg vor fi producători autohtoni locali din Soroca, din nord, mai mult din nordul Republicii Moldova. Va fi totodată și prelejuit 1 septembrie școlii, deci îndemn toți locuitorii și nu doar locuitorii orașului și oaspeții să viziteze acest târg, pentru că de fiecare dată sunt multe și lucrări, dar în genere sunt produse foarte interesante care pot fi achiziționate la preț de la producător. Și chiar îndemn să viziteze acest expotârg. Pe data de 26 august seara, în Parcul Central, începând cu orele 15:00, în Parcul Central din orașul Drochia va avea loc concert și mai multe evenimente dedicate zilei diasporei, unde va fi la fel zona amenajată pentru copii, cu distracții pentru copii, un concert dedicat zilei diasporei și iarăși vreau să invit locuitorii orașului să-și facă timp și să vină în parc pentru a petrece timpul frumos, pentru că va fi un eveniment frumos și interesant dedicat băștinașilor noștri care sunt plecați peste hotare. Ora? Începând cu orele 15:00. Aha, 15. Da. Uh-huh. Și pentru copii va fi vesel absolut pentru toate categoriile de vârstă. Va fi un eveniment destul de interesant. Pentru data 27 de ziua independenței nemijlocite este planificat începând cu orele 9:30 un marș dedicat zilei independenței.
care din fața comisariatului de poliție până la Monumentul pentru Neam, pentru Țară, pentru Neam, unde va culmina cu depunere de flori și un mic concert dedicat Zilei Independenței. Pentru hram nemijlocit pentru 28, așa cum la noi lumea deja este deprinsă să meargă dimineață la Sfânta Liturghie, la biserică, evident că nu avem planificate careva activități de dimineață pentru ca lumea să meargă în voie la Sfânta Biserică, după care pentru tineret, la orele 10 la școala sportivă se vor desfășura, vor fi campionat de handbal și basket, iar seara, începând cu orele 18:00 în piața din bulevardul, din strada Independenței, se va desfășura, să spunem așa, concertul dedicat hramului orașului, zilei orașului Drochea, unde vor fi, cred eu, așa cu un program artistic pe gustul și pe interesul tuturor locuitorilor orașului Drochea. Și ne spuneți și cine sunt artiștii care sunt invitați sau ce formație? Da, este vorba despre interpreții de muzică populară Olga Ciolacu, Mihai Ciobanu, Lupii, formația Lupii cu a lui Alex Calan și Alex Calancea și Trei Sud-Est, formația Trei Sud-Est. Ei vor culmina, vor aduce așa un omagiu drochienilor cu ocazia sărbătorii hramului orașului și a zilei orașului. Da, deci, stimați telespectatori, ați auzit câte evenimente frumoase ne așteaptă în această săptămână. Suntem pe finele emisiunii de astăzi. Dacă mai doriți ceva să le spuneți telespectatorilor noștri, atunci vă oferim cuvântul. Da, vroiam să rog iarăși atât locuitorii cât și oaspeții orașului care vor veni la concertul dedicat hramului orașului Drochea ca să nu parcheze mașinile în strada Independenței pentru a nu crea incomodități și ambuteiaje foarte mari. Deci am avut recent o ședință împreună cu organele de forță pentru ca să putem asigura ordinea publică și acest eveniment, de fapt sărbătoarea, să treacă pentru toți fără incidente. Și a venit rugămintea și din partea organelor de forță ca oamenii la maxim, locuitorii, oaspeții, să parcheze mașinile cât mai departe de centru. Mă refer la Metropolit Varlam, strada Metropolit Varlam este destul de încăpătoare și ar putea să fie parcate acolo cât mai multe mașini pentru că astfel să existe mult mai mare spațiu pentru oameni, pentru că suntem siguri de fluxul mare de oameni care va fi prezent la concert, pentru că este un concert destul de interesant, credem noi, și sperăm să fie placul tuturor. Doamna primară, vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră de astăzi. Nu ne rămâne decât să vă urăm succese și baftă în tot ceea ce faceți. Stimați telespectatori, sunt Vera Bulgaru, rămâneți cu ochii în continuare pe TV Drochea.